Este minunat că în această după-amiază suntem în locul acesta, în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, unde Domnul Iisus este prezent în mijlocul nostru. O după-amiază frumoasă, călduroasă afară, răcoroasă înăuntru, aer condiționat, să stăm împreună, împărtăși unii cu alții, în jurul Domnului Iisus Hristos. În această după-amiază am pe inimă o temă și aș vrea să citim un verset din Cuvântul lui Dumnezeu, din Matei, capitolul 4. Dar aș propune să citim și trei versete mai sus pentru contextualizare. Matei, capitolul 4, primele patru versete. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie, ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. În versetul acesta sunt două lumi, sunt două direcții de privire diferite, sunt două curente filozofice diferite, sunt două direcții total diferite pe care le putem aborda în viață. Goana după pâine, lupta pentru pâine, frământarea pentru pâine și aplicarea către Cuvântul lui Dumnezeu, dragostea pentru Cuvântul lui Dumnezeu, foamea după Cuvântul lui Dumnezeu. Două perspective diferite. Nu că cea pământească, firească, nu ne este trebuincioasă. Domnul Iisus nu o neagă. Dar spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci omul ca să trăiască are nevoie de ceva. De cuvânt din gura lui Dumnezeu. Orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu nu este, niciun cuvânt care este din gura lui Dumnezeu nu este lipsit de putere. După cum ploaia nu se întoarce înapoi, ci cade pe pământ, tot așa niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu se întoarce la el fără rod. Două perspective total diferite. Și noi ca și credincioși, în viața aceasta, în lumea aceasta, oscilăm între aceste două dimensiuni. Între dimensiunea pământească, firească și dimensiunea spirituală. Între laic și profan, între sacru și profan, între laic și eclezial, între viața spirituală și viața materială. Și există o luptă, se dă o luptă în noi, pentru sufletul nostru, pentru atenția noastră, pentru energia noastră, pentru timpul nostru, pentru banii noștri, pentru tot ceea ce suntem. Se dă o luptă în lăuntrul nostru în care lupta aceasta se dă o luptă în lăuntrul nostru în care suntem tentați să abordăm mai mult una dintre cele două perspective. Și firea noastră pământească care este în noi ne ajută într-o anumită direcție. Dar în această seară Domnul Iisus ne spune în cuvântul lui că omul nu trăiește dacă aleargă numai pentru pâinea aceasta, numai pentru lucrurile acestea pământești, numai după direcția aceasta hedonistă, dacă este exagerată. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară să ne întrebăm, să ne uităm în viețile noastre, să ne analizăm. Cât de flămânzi suntem noi
după cealaltă pâine, după celălalt tip de pâine, după pâinea nu aceasta pieritoare, ci după pâinea care s-a pogorât din cer. Pentru aceasta aș vrea să citim ceva și din Ioan capitolul 6, unde este pusă sub analiză tocmai această luptă și aceste două direcții sunt puse pe tavă înaintea oamenilor de atunci, dar și înaintea noastră în această seară. Ioan capitolul 6, începând de la versetul 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinele acelea și v-ați săturat. Matei 6, cu 26. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe care El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, deci ce a zis Domnul Iisus și ce au zis oamenii? Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci? Fac o mică paranteză. Suntem aici în Ioan capitolul 6, după ce, dacă vedeți pe partea din stânga a paginii unde este deschisă Biblia, este după înmulțirea pâinilor. Domnul Iisus a mulțumit lui Dumnezeu și a înmulțit pâinile și oamenii au mâncat din pâinile acelea și s-au săturat. Ne spune Domnul Iisus în versetul 26. Apoi ucenicii au plecat, au trecut de partea cealaltă, Domnul Iisus a rămas pe țărm, apoi a venit la ei umblând pe mare, oamenii și-au dat seama că nu mai este acolo, s-au urcat și ei în corăbile acelea și au venit după Domnul Iisus. Câtă frământare, câtă căutare după El! Dar Domnul Iisus îi abordează frontal și le zice: voi nu veniți pentru mine, voi veniți pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Și acum ei întreabă: ce semn faci tu, deci? De aceea am făcut paranteza aici. Nu vi se pare frapant, după ce au mâncat din pâinile alea și s-au săturat, uitați ce fel vorbesc cu oamenii. Și poate așa gândim și noi de multe ori. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Îl întreabă oamenii care s-au săturat de pâine, îl întreabă pe Domnul Iisus: ce semn faci tu ca să credem noi în tine? Arată-ne ce faci tu, ce lucrezi tu. Părinții noștri, au zis ei, au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Era în fața lor, în ziua aia. Moise nu v-a dat pâine din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Aveau pâinea care s-a pogorât din cer întruchipată în fața lor. Domnul Iisus este adevărata pâine care s-a pogorât din cer de la Tatăl, o pâine în așa fel încât să dea lumii viață. Și ce fel de viață dă pâinea aceasta? Domnul Iisus spune: eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Dar nu doar atât, că să aibă viața aceasta din belșug, ci viața veșnică. Preamărit să fie Domnul. Ei aveau pe Domnul Iisus acolo, aveau pâinea vieții, dar ei voiau, ca și femeia de la fântâna din Sihar, voia o apă care să bea din ea, din care să bea, astfel încât să nu mai vină în fiecare zi la ora 12 să scoată apă pe arșiță, pe caniculă, cum este acum. N-ar fi bine așa să fie Domnul Iisus, vorbesc nebunește, în felul hedonist, să fie Domnul Iisus un tonomat așa, în care apeși acolo pe niște butoane și să iasă doza de apă, să bei, pleci mai departe, iar întâlnești un tonomat, să-ți dea când vrei tu, ce ai tu nevoie, ce vrei tu. Dar Domnul Iisus spune: lucrați nu pentru
pâinea aceasta pieritoare, pentru hrana pieritoare. Sunt două direcții, două perspective diferite. Avem nevoie de pâinea aceasta pe care, așa cum spune rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și Domnul Iisus ne asigură că dacă vrăbiile sunt hrănite de Dumnezeu, dacă puii de leu, cărora le este foame, Tatăl îi hrănește, cu cât mai de preț, spune, nu sunteți voi decât niște vrăbii. Dar e atât de insignifiantă, e insignifiantă pâinea aceasta pământească față de pâinea care s-a pogorât din cer, o pâine în așa fel încât să dea lumii viață. Nu are rost, cu alte cuvinte, să punem în balanță, să comparăm aceste două tipuri de pâine ca și cum să alegem una dintre ele. E ca praful după cumpănă. Importanța pâinii necesare pentru traiul vieții de zi cu zi comparativ cu pâinea care dă lumii viață. Dar în viața noastră, în zilele noastre, în viața noastră de zi cu zi, noi cât preț punem pe pâinea aceasta de grâu, integrală, cu secară, cu maia, cu cât preț punem pe pâinea aceasta pe care o câștigăm la serviciu, o băgăm în portofel sau o avem pe card, pâinea aceasta, nu? Ca să, cum spune, să-ți câștigi pâinea. Cu sudoarea frunții tale, spune Dumnezeu lui Adam, să-ți câștigi pâinea. Și pâinea, și ardeii, și roșiile, dar într-un cuvânt pâinea. Când am fost în Bulgaria, frații de acolo, când te invită la masă, nu spun, haide să mâncăm ceva mâncare. Spun, haide să mâncăm pâine. Chiar dacă nu e pâine pe masă, dar așa e vorba. Haide să mâncăm. Și parcă s-a păstrat sensul pur al cuvântului pâine ca ceva generic care exprimă hrana. Dar Domnul Iisus aici, când spune, lucrați nu pentru pâinea aceasta pieritoare, e chiar mai mult decât hrana. Hrană, îmbrăcăminte, adăpost, mașină, telefon, toate lucrurile acestea pământești de care avem nevoie. Dar cuvântul Dumnezeu spune, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, cât de perdanți suntem, cât de nechipzuiți am fi să îl vrem pe Hristos doar ca să ne dea pâinea aceasta, ca să nu mai muncim, să ne dea apă ca să nu mai mergem până la fântână pe arșița verii, doar pentru lucrurile acestea pământești. Dar în viața noastră oare cum este? Noi de luni până vineri, pentru ce alergăm cel mai mult? Acum poate sunt obligațiile de serviciu, așa este fișa postului, așa este jobul, 8 ore, cu o oră dus, sau 2 ore dus, 2 ore întors, depinde dacă v-ați făcut casă în afara Bucureștiului, 2 ore dus, 2 ore întors, pauză de masă la jumătate, te duci la cantina de la, cum spune, acolo la clădirea de birouri, la cantină, mai stai și acolo la coadă 20 de minute, mănânci, mai stai un pic să se așeze. Și uite că îți ocupă pâinea aceasta pământească, îți ocupă atât timp. Dar dorul sufletului, tânjirea inimii, nu ți-o poate lua nimeni. Dând acolo clicuri cu mouse-ul, tânjești după pâinea care s-a pogorât din cer sau tânjești după pâinea aceasta. Sunt două direcții în fața ochilor noștri. Să lucrăm pentru pâinea aceasta pieritoare sau să ne ardă dorul după Domnul Iisus Hristos, care este pâinea vieții, care s-a pogorât din cer. Aici, Domnul Iisus, știți că ne spune, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și poate citind pasajul acesta în care Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții, încercând să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos smerit, parcă ar fi o discrepanță. Dar mi-a plăcut un gând al unui frate, fratele Nelu Istrate. Domnul Iisus stătea foarte mult în rugăciune cu Tatăl. Și El spune, eu am venit ca să spun nu cuvintele mele, ci cuvintele celui ce m-a trimis. Eu am venit nu ca să mă arăt pe mine, am venit să-L arăt pe Cel ce m-a trimis. Eu am venit nu să mă propovăduiesc pe mine, să-L propovăduiesc pe El, pe Tatăl. Și în rugăciune acolo, probabil că Dumnezeu Tatăl i-a spus, acum
Vreau să le spui despre tine. Vreau să le spui despre tine că tu ești singura lor șansă. Tu ești singura lor salvare. Tată, dar eu am venit să vorbesc despre tine, nu despre mine. Acum vorbește-le despre tine. Și Domnul Iisus, credeți că nu știa că cei mai mulți ucenici după vorbirea asta îl vor părăsi? Domnul Iisus nu știa că ei nu pot să înțeleagă, nu pot să primească lucrurile acestea. Că le este greu să înțeleagă. Uitați ce spune Domnul Iisus de la versetul 48. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se bogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșiși vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el, după cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Capernaum, eu înțeleg că este localitatea în care Domnul Iisus, când și-a început lucrarea, a locuit în Capernaum. Când au venit ucenicii din Ioan, capitolul 2, veniți să vedeți, le-a zis. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cărteau împotriva vorbirii acestea, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potinire, dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul, și aici le dă cheia de interpretare, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Noi oare mai suntem flămânzi după Domnul Iisus? Mai suntem flămânzi după El? M-a întrebat Tavi cum să se numească mesajul acesta și așa l-am intitulat, flămând după El. Sunt flămând de Domnul Iisus Hristos. Mai suntem noi flămânzi după Domnul Iisus? A fi flămând e ceva mai mult decât ați fi foame. Ce foame? Mai poți să mai stai. Dar Domnul Iisus, după 40 de zile și 40 de nopți, am citit, la urmă a flămânzit. Este o stare pe care cred că niciunul dintre cei care suntem aici nu am trăit-o vreodată în viața noastră. O stare de malnutriție care duce la o agonie. Avem această agonie după Domnul Iisus, avem acest dor după El. Dacă am fi flămânzi după Domnul Iisus, care este pâinea vieții, s-ar vedea lucrul acesta în cât de mult și cât de intens și cât de mult ne dorim să stăm de vorbă cu El în rugăciune. S-ar vedea lucrul acesta din cât de mult ne-am dori să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să ne trezim mai devreme cu un ceas, să stăm în cuvânt, să, în metrou, să nu stăm să vedem ce a mai scris unul și altul pe Facebook, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Dați-vă un test. Trimit oamenii, avem pe WhatsApp, avem pe Facebook, foarte mulți din mediul evanghelic, care postează versete. Fiți sinceri cu dumneavoastră, la cât la sută dintre versete dați skip sau dați, nu le citiți? Și pe câte dintre ele le citiți? Cu dor și cu drag după versetul ăla, după Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă știi versetul, faci chestia asta, să vreau să-l citesc până la capăt. Poate că Dumnezeu are ceva să-mi transmită prin versetul acesta. De câte pliante sau reviste nu dăm prin casă și le luăm și le aruncăm undeva într-un colț? Câte reviste, Calea Credinței, Sămânța Adevărului, sunt pe băncile noastre, pe la ușă și nu
ne interesează. Recunoaștem? Oare nu cumva nu mai avem foame după pâinea vieții? Nu mai avem foame după El? Cât și-ar fi dorit frații despre care s-a vorbit aici în închisoare să aibă poate un colț de pagină de Biblie? Cred că o memorau, o stăteau la lumina stelelor să o citească, să o răscitească, să o răscitească. Și noi o avem și pe telefon, o avem și în bibliotecă, o avem și în bucătărie, o avem și în mașină, peste tot avem Biblia, dar tot mai puțin o citim. Mi-amintesc când eram, am fost dimineața la Găiseni, s-a cântat o cântare, Întoarce-te la dragostea din tâi. Dar acolo pasajul spune, ce am împotriva ta este nu că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Când îți pierzi ceva, merge așa și l-ai pierdut, a rămas acolo și ai plecat. Dar când părăsești, zice, dar ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adică dragostea din tâi te las aici pentru că vreau să mai scap de bagaj. Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, ți-ai lăsat acolo dragostea din tâi și ai plecat fără ea. Și acum remediu este întoarce-te la ce? La faptele tale din tâi. Cum erați la început când îl iubeați pe Domnul cu toată inima? Când erați recunoscători din toată inima pentru că abia vă salvase de obiceiurile păcătoase pe care le aveați, de anturajele păcătoase pe care le aveați și erați atât de bucuroși că ați găsit laptele și mierea în cuvântul lui Dumnezeu. Vorbeam săptămâna asta cu soția și povesteam așa din trecut și la un moment dat nu mai țin minte ce povesteam și spuneam, eram la dragostea din tâi. Eram la dragostea din tâi. Când eram la dragostea din tâi, stăteam în cuvânt și câte 6 ore și nu mă mai săturam. Și mă duceam după trimite și mă duceam și în Vechiul Testament, mă duceam și în Noul Testament și îmi scriam caiete după caiete, pagini după pagini. Mi-am adunat un dulap întreg de caiete scrise, dar mai mult în acei ani. Caiete scrise cu conspecte, cu ceea ce găseam în Biblie. Stăteam ore întregi și nu mă mai săturam. Dacă aveam o zi liberă, stăteam în Biblie pentru că mi-era drag să cunosc, să aprofundez. Astăzi trec zile, nu știu dacă trec chiar săptămâni, dar trec și zile consecutive în care n-apuc să îmi fac un timp dedicat în care să mă duc într-un colțișor, să iau Biblia, să-mi fac studiul meu personal, să stau eu în cuvânt și în rugăciune. Trec zile. Ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Când eram la dragostea din tâi, putea să fie gerul minus 20 de grade afară. Mă duceam, aveam un palton mare, cu buzunare mari, îl umpleam de pliante și mă duceam pe toate străzile din București și când mă duceam spre școală și când mă duceam de la școală prin ger, prin viscol și când întâlneam un om, îi dădeam un pliant și vesteam Evanghelia. 80-90% dintre persoanele pe care le-am evanghelizat sunt în acei ani când eram la dragostea din tâi. Astăzi mai suntem flămânzi după pâinea care s-a pogorât din cer, să ne întoarcem la faptele pe care le făceam. Poate, nu știu cum erați dumneavoastră când erați la dragostea din tâi. Poate erați primul care venea aici la adunare, nu se deschidea poarta și erați primul. Astăzi, de dimineață când am fost la Găiseni, era o femeie, o soră, care nici eu nu știam exact la cât începe adunarea și am ajuns mai devreme cu o jumătate de oră. Și era o soră acolo la poartă, era poarta încuiată, dar ea era acolo la poartă înainte să descuie poarta. Poate așa erați la dragostea din tâi. Poate întrebarea este dacă mai suntem flămânzi după pâinea care s-a pogorât din cer. Vorbeam cu Florin și mi-a zis un verset, ci că ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Aici Domnul Iisus dă, nu spune doar atât, putea spune atât. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. De ce? O să vedeți voi. Fiți voi flămânzi și o să vedeți. Dar e o promisiune foarte frumoasă la pachet cu această stare. Căci ei vor fi săturați. Să fii sătul, să ai inima plină. Să ai inima plină de să dea pe afară de Dumnezeu. Nu e frumoasă starea asta? Dar noi nu prea mai suntem flămânzi.
pentru că lucrăm mai mult pentru pâinea aceasta pieritoare. Dacă am fi flămânzi, s-ar vedea în timpul nostru de rugăciune. Spunea un frate, nu i-am cerut permisiunea, dar cred că nu se supără dacă spun, fratele Petrică Murariu spunea că după 38 de ani de mers cu Domnul pe calea credinței, la un moment dat Dumnezeu l-a trecut printr-o situație și atunci și-a dat seama de un mesaj din partea lui Dumnezeu. Ca și că Dumnezeu i-ar fi spus, Petrică, de 38 de ani te aștept să stai cu mine o oră pe îndelete. De 38 de ani te aștept să stai cu mine o oră. Și era pastor de biserică. Să stai cu mine o oră. Vreau să petreci cu mine o oră din viața ta. Tatăl meu, când s-a întors la Dumnezeu, îl căuta pe Dumnezeu în felul în care credea că se poate găsi Dumnezeu. Cânta în corul bisericesc în strană. Încerca să îl găsească pe Dumnezeu. Și la un moment dat, când era la Tuns, undeva 8 martie 1972, mi se pare, un frate mai în vârstă acolo vestea Evanghelia. Și acolo, stând la coadă la Tuns, că era 8 martie, erau mulți care voiau să tundă, i-a vestit omul acesta Evanghelia. Mai de cei care s-au tundut odată pe an. I-a vestit omul acesta Evanghelia. Și tatăl meu, din tot mesajul acesta, și-a dat seama că Domnul Iisus este o persoană pe care tata nu băga în seamă. Dar Domnul Iisus, în acest timp de 35 de ani cât avea atunci, necurmat, zi de zi, secundă de secundă, oră de oră, avea privirea plină de lacrimi și de milă față de el, de tata, așteptând ca tata să-l bage în seamă. Ca un prieten pe care te iubește, el te prețuiește pe tine, dar tu nu îl prețuiești pe el. Și tata își vedea de lupta pentru pâinea aceasta pieritoare, nebăgând în seamă pe cel care era adevărata pâine care dă lumii viață. Dacă am fi flămânzi după el, s-ar vedea în cât stăm în rugăciune, s-ar vedea în cât stăm în cuvânt, s-ar vedea în cât de mult am râvni după părtășia la casa Domnului. S-ar vedea în cât de mult am râvnit după părtășia la masa Domnului. S-ar vedea în cât de mult am râvnit să spunem altora. Pentru că ar fi un izvor în inima noastră care ar da pe afară. Omul nu trăiește cu pâine, numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, care este pâinea vieții, este descris, îl găsim pe cuvântul întrupat despre care Luci ne-a vorbit când a început. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi plin de har și de adevăr. Și cuvântul întrupat îl găsim astăzi, după 2000 de ani, îl găsim aici, în el, în cuvântul scris, în Biblie. Suntem flămânzi după această pâine. Eu cred că Ioan 6 nu vorbește despre pâinea de la masa Domnului, ci vorbește despre El, despre Domnul Iisus. Să ne-L dorim pe El, cum îți dorești pâinea, să mănânci pâinea când ți-e foame, așa să avem foame după Domnul Iisus Hristos. Să ne hrănim cu Domnul Iisus zi de zi, pentru că fără El simțim o nevoie. Dacă n-am citit o zi, două, trei, ceva se întâmplă, parcă nu amețesc, parcă nu mai văd drumul, parcă nu mai pot să stau în picioare, pentru că n-am mâncat. Am nevoie de El, am nevoie să-mi încarc din nou bateriile cu El. El este adevărata pâine care s-a pogorât din cer. Cât de mult stăm noi în cuvânt? Mi-am aflat Lelizer și a zis în engleză asta, back to the Bible, să ne întoarcem la cuvânt. Vremurile pe care le trăim, nu știu, eu așa observ, tot mai mult ne abat privirile de la cuvânt, tot mai puțin stăm în cuvânt. Înaintașii noștri nu aveau internet, nu aveau părinții noștri, nu aveau și televizor dacă aveau, 2 ore și se dădea ceva neinteresant și stăteau tot mai mult în cuvânt. Și cuvântul le-a dat putere să străbată toate greutățile și toate vicisitudinile vieții până în ziua de azi.
Ascultam un interviu cu un pastor de la Sibiu, Beniamin Poplăceanu, și spunea că a străbătut oceanii adâncindu-se în cuvânt. În cuvânt. Cuvântul este sursa care îți dă putere să străbați toate greutățile care vor veni. Spunea sora Elena Mălai în rugăciune că poate Dumnezeu îngăduie să vină prigoană. Cum vom rezista? Strâng cuvântul tău în inima mea. Când am fost în tabără, a vorbit fratele Lezer despre cuvântul lui Dumnezeu și mi-am notat atunci și acum mi-am readus. Cuvântul trebuie citit. Trebuie citit. Pavel îi spune lui Timotei, ia seama la învățătură. Dacă nu, pe lângă faptul că citim noi acasă, cuvântul trebuie ascultat. Ioan spune, cine este din Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Dacă ești din Dumnezeu, ai foame să asculți mesaj din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie considerat. Trebuie pus la un loc de preț în inimă, cum punea Maria. Strângea cuvintele acelea în inima ei. Psalmul, nu mai știu, 50 sau 51, spune în antiteză cu această considerație, spune, tu arunci cuvintele mele înapoi a ta. Auzi un verset, un mesaj. Oare suntem în această stare? Cuvântul trebuie considerat. Cuvântul trebuie primit. Fapte capitolul 2 spune, cei ce au primit propovăduirea lui au crezut și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Cuvântul, la cuvânt trebuie cugetat, trebuie meditat, trebuie să stai să cu drag să te gândești, să faci analize, să meditezi, să faci corelări din cuvântul lui Dumnezeu și gânduri frumoase îți trimite Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, că El ne aduce aminte cuvântul lui Dumnezeu. Cel neprihănit zice în Psalmul 1, ci zi și noapte cugetă la legea Lui. Cuvântul trebuie lăsat să te transforme. E posibil să asculți cuvântul și să pleci acasă la fel cum ai venit și ești ca un ascultător uituc care, zic eu, își fură căciula singur. Cuvântul trebuie lăsat să te transforme. Cuvântul trebuie trăit, trebuie aplicat, trebuie ascultat de el. Trebuie să se vadă în viața de zi cu zi. Cuvântul trebuie memorat, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Domnul Iisus l-a înfruntat pe ispititorul, este scris. Cuvântul trebuie propovăduit. Cred că dacă cineva nu spune nimănui în 30 de ani de pocăință, nimănui nu-i spui, pentru mine tare este îndoielnic dacă iubești acest cuvânt, dacă te-a transformat acest cuvânt. Și din păcate cuvântul trebuie și apărat. Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem back to the Bible, să ne întoarcem la cuvânt, să ne refacem prioritățile, să ne refacem agenda zilnică, să stăm în cuvânt, de drag, de foame după Domnul Iisus Hristos. El este pâinea vieții pe care ne-o dă Tatăl, ne-a dat-o Tatăl, ca să ne hrănească, ca să ne săturăm de El, să mâncăm din El, să ne hrănim cu El. Dacă aveți această foame, parcă vă văd că vă duceți acasă, abia așteptați să deschideți Biblia și să stați o oră cu Dumnezeu pe îndelete în cuvântul Lui. Dumnezeu să ne ajute. Cred că dacă biserica izbânda, dacă ne-am întoarce la Biblie, este un proverb românesc, foamea vine mâncând. Dacă am începe din nou să gustăm, să vedem ce bun este Domnul, așa de bucuroși am fi, așa de fericiți am fi și am dat pe afară, am dat și altora. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă cineva n-are Biblie, iar vorbeam fratele Zeu, mi-a spus să spun asta, dacă cineva n-are Biblie, vorbiți cu fratele Lezer, vă dă gratuit în numele Domnului, nu trebuie să dați niciun ban, vă dă o Biblie frumoasă, să o citiți, să o mâncați, între ghilimele, să vă hrăniți cu cuvântul lui Dumnezeu, care în psalmul, nu mai deschid acum, în psalmul 119 spune că este ca fagurul de miere pentru cerul gurii mele. E atât de frumos, atât de hrănitor și de plăcut este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să pună prin Duhul lui cel Sfânt această foame în noi după Domnul Iisus Hristos, care se va manifesta în rugăciune, în cuvânt, în părtășie, în trăirea după voia lui Dumnezeu. Amin.